harul Domnului nostru Iisus să fie și să rămână cu voi toți. Amin. Îmi doresc să spun din toată inima că mi-ați lipsit, ca și biserică, ca și frați, ca și prieteni. Mă bucur să văd fețe cunoscute, mă bucur să văd fețe noi în biserică la noi. Domnul să-i binecuvinteze, vă urez un bun venit în casa lui Dumnezeu. Îmi doresc ca astăzi să-L slăvim din toată inima, îmi doresc ca astăzi să stăm în prezența Lui. Aș vrea să vă informez că Dumnezeu a fost prezent cu cel puțin o oră ca înainte să vină primul membru în biserica aceasta. Dumnezeu este prezent înaintea noastră în locul acesta. El este Cel care sfințește biserica, El este Cel care sfințește cântarea, El este Cel care sfințește pe cei care slujesc în această zi. De aceea am să mă rog în mod special pentru Andy ca Domnul să-l binecuvinteze și Domnul să-i dea cuvintele potrivite pentru noi și pentru biserica aceasta. Aș dori ca împreună să ne ridicăm în picioare înaintea lui Dumnezeu, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Psalmul 18. Deci vom deschide cu toți împreună cuvântul lui Dumnezeu la Psalmul 18. După ce am să citesc aceste lucruri, aș dori ca sora Cami să ne conducă în rugăciune și să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste programul de astăzi. Deci vom da citire împreună Psalmului 18, primele trei versete. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astfel astăzi. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria mea care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul. Amin. Haideți să plecăm capetele împreună și să cerem binecuvântarea Lui. Mulțumim, o Doamne, Dumnezeule, că și Tu ți-ai făcut prezența în locul acesta. Vrem, o Doamne, Iisuse, ca în toate să aducem laudă și cinste și mărire numele Tău. Te rugăm ca Tu să cercetezi fiecare suflet prezent în locul acesta astăzi, Doamne. Te rog să vorbești fiecare după nevoile lor. Te rog așa de mult, o Doamne, care Tu știi și cunoști totul, care înaintea Ta totul este descoperit, o Doamne Iisuse, și nimic nu stă ascuns. Te rog, o Doamne, acolo unde este nevoie de întărire, Te rog ca să întărești cu fiecare suflet. Acolo unde este nevoie de mângâiere, Doamne, Te rog să fii Tu mângâiere. Acolo unde este nevoie de îmbărbătare, Doamne, Te rog să îmbărbătezi Tu. Acolo unde este nevoie de mustrare, Doamne, mustră Tu. Acolo unde este nevoie de vindecare, Te rog să vindeci Tu și să Te atingi Tu, Doamne. Îți mulțumim pentru tot ceea ce Tu faci pentru noi. Te rog, servii Tăi din ziua de astăzi, Doamne, revarsă Duhul Tău cel Sfânt peste ei, o Doamne, și umple-i de putere de sus. Îți mulțumim pentru că ești vrednic, vrednic, vrednic de slavă și de cinste, Doamne. Fii lăudat și mult onorat în veci. Amin. Amin. Invit echipa de laudă și închinare în față. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune astăzi, te iubesc din inimă. Sunt cuvinte destul de profunde pentru un om. De multe ori îl iubim pe Dumnezeu doar cu buzele noastre. De multe ori încercăm să-L iubim doar cu faptele noastre. Dumnezeu astăzi ne cheamă să-L iubim din inimă, dar ne cheamă să strigăm spre El. Lăudat, lăudat să fii Tu, Doamne! Haideți împreună cu echipa de laudă și închinare să-I acordăm toată lauda, toată cinstea lui Dumnezeu. Amin! Amin.